Nu mai băgat. Nu. Să rabe drumos. Bă! Ștefan! Salve șacalilor, ce faceți? Băi băieți, astăzi facem ceva ce n-am mai făcut niciodată și ori murim acum, ori nu mai murim niciodată, bă. Suntem aici cu fratele meu și suntem pregătiți, fratele meu. Hai să le arătăm la care-i treaba. Băi băieți, ori murim, ori nu mai murim, bă. Ne-am gândit să facem și noi unde la cine mănâncă mai mult, cine termină primul, cine mănâncă câștigă bani sau, mă rog, bani n-avem, dar... Cine câștigă? Respect. Cine câștigă? Câștigă respect. Important. Aia zi. Dacă vrei să mai facem genul ăsta de episoade, hai să facem 30.000 de like-uri și dar vreau mai întâi așa, să ne cântărim și după să cântărim mâncarea. Da, okay. Ia fiți atenți, băi băieți, eu am slăbit după COVID vreo 4 kg. Am slăbit 74. 74? Păi, dar aveam 79 și am slăbit 5 kg după COVID. Deci aveam 70. Deci cât am avut? 74 așa. Păi, așa am slăbit, dar mai pus săracă pe mine. Dai, hai să vedem. Hai. 60. 67,4. Bun. Și acum mâncare. Bun. Hai. Prima porție de mâncare. Bine, aceea să o leacă mai multe ape. Ia atent, hai. Cine mișcă, nu mai mișcă. Cât are? Dar de ce n-arată, bă? Bă, eu cred că știi că nu-i greutatea unui om. Și gen poate de aia? Da, că da, e cântar de bucătărie și cântar de om. Păi și pe dacă apăsa. Bă, gata, hai, lasă. Au foarte multe kilograme mai pe scurt, da, e foarte grea. Câte ține de cum. Let's go, băieți, frate meu, hai să scoatem. Fiecare scoate. Îți dai seama că dacă... trebuie. Bă, noi ne-am luat apă pentru că n-am. L-am corus pe frate, că nu avem niciun sucuri. Așa că avem api, bă. Când am ajuns acolo la Mac, ne-a întrebat aia acolo. Faceți videoclip pentru YouTube? Zic, bă, ori murim, ori nu murim. Îți dai seama, săracii oameni, că dacă, bă, ci băi, zbun, da. Bă, trebuie să fac o faptă bună, să dă la oameni și noi să mai aici și ne dopăm. Efectiv, da, am luat atâta mâncare pentru noi. E super, Iurea, hai bă, ratat. Ia, Iurea, frate, că e atâta nesănătate, e un mare cheat, ăsta e cheat week, frate, cheat month. Cheat life, cheat year. De 4 luni n-am mai atins niciun fast food, bă, și acum ne-o dăm în cap original. Mai scoate, bă, țărani, bă. Stai, bă, ratau, că durează 20 minute până să scoate astea. Uai, cât ești, bă, zici că-s joculeți, uite cât ești sosuleți aici. Mă, mi-e rând locul. Mamă, ce ai aici, bă, că-s cartofi? Bă, deci, efectiv, cred că e cel mai tare, deci când văd mâncare, mi se pare cel mai tare unboxing. Deci, poți să-mi dai periferice, calculatoare, mașină, dar când deschizi mâncare, e altceva, bă, e cam tare. Bă, ratat, nu mai cartofi în punga asta, că nu fi luat. Nu știu, bă, am pus să fii. Uite cum s-au. Stai, că nu-i gata, mai am vreo 4. Bă. Ia să facem și un story, să-l punem pe Instagram, să ne urmăriți acolo la Sniculeț și la Deni Ștefan. Am zis că facem și noi o filmare. Și ori murim azi, ori nu mai murim, băi, niciodată, băi, niciodată. Miercuri apare clipul ăsta, Doamne ajută, zic. Bine, hai, noi le-am pus așa frumos ca să facem thumbnail-ul, dar, na, acum trebuie să le, bă, na. Dat. Viață de YouTuber! Băi, dau și o leapă cu apă ca la să... La mulți ani. La mulți ani ratat, efectiv. Apă plată ratat, la mulți ani, efectiv, și Doamne ajută. Deci, cred că sunt 50.000 de calorii. Da, văd după, da. Gata, gata. Dă-i, simte-te bine. Simte-te bine. Simte-te bine, ratat, că o viață avem până la urmă, oameni. Bă, dar să lăsați în comentarii, voi sunteți genul de oameni care puteți să vă uitați la alții când mănâncă, că eu chiar am mai vorbit cu niște prieteni și eu zic că le place să uite la oameni când mănâncă. Eu nu pot, că mi se face foame. Hai, bă, ratat, și eu, hai și eu să încep. La mult foame. Mamă, după 4 luni, ce gust are, mă, mă ies, mă. Cred că nu o să mai merg la mic după vreo 7 luni, minim 7 luni mai mănânc. Bă, eu zic să nu te grăbești, dar știi ce sugerez eu? Să încep mai întâi ceva cu pâine. Pâine? Bine, bă. Cu pâine, pentru că ăla mai bagi. Bine, bă. Eu zic. Bine, bă, stai tu pe web. Bun. Ce părere ai despre încălzirea globală? Ce părere ai despre concertul lui Travis Scott? Ce să zic? Nu mai zic nimic. Deja mă obosesc, bă. Bă. Bă, deci mi-e așa foame. Concentrează-te. Obosesc că mănânc, dar totuși vreau să mănânc cât mai mult, că mi-e foame. Cartofii cred că-s problemă, pentru că știi consistența. No. Bă, dar mănânci cât poți, nu trebuie să mănânci tot, nu? Mănânci cât poți. Bă, ideea e să mănânci mai mult decât celălalt. Acum eu sunt tancul satului. Nu știu ce să zic. Tu zici mai câte sute de kilograme ai de mâncare înaintea mea? Gen până m-am născut eu, cât ai mâncat? Și câte ore ai dormit mai mult? Da, cât m-am tișet mai mult. Bă, da, da, mâncăm. Bă, da. Bă, destul și dulce aptișor și simte-te bine. Cât ai mâncat până acum? Un McPushor, nici nu am terminat. Bă, mamă, nici nu am terminat. Bine, eu mănânc în cec, am avut probleme cu stomacul. Și la fel, în care. Și la fel, bă, acum nu vreau să fii disrespect că mai vorbim cu mâncare în gură. Dar cineva trebuie să vorbească, că dacă nu vorbim, nu se uită lumea, adică trebuie să te uiți, băi, trebuie să faci o leacă de content, băi. Mi-a pus cartofii adevărați pe masă. Bă, tu ce mi-i pune aici, băi. Bă, câți cartofi. Bă, ești nebun la cap. Dar nu puteai să iei doar, efectiv, fără cartofi, să iei doar sandwich-urile și astea. Ratat, uite cât e big taste-ul ăsta, să... Deci, bă, cum poate să fie așa mare, bă, big taste-ul, arată, scoate-l o leacă, să-l văd și eu. Cum, bă, de ce ăsta e un Big Mac? Aaaa! Uite-l o leacă, că tu...
Nu, nu, pentru asta, pentru asta mai e o porție de cartofi în plus, ratat. Bă, ești prost. Mai e o porție de cartofi în plus, că nu-i corect, bă, așa, să iau la băutura, că cât mi-au luat eu și cât bă, de... ești prost, cât deci, e ăla, bă. O porție de asta în plus. Puț, n-am parte. Bă, deci hai să, vrei să explic istoria mea cu Big... Big Mac-ul? Cu Big Mac-ul. Hai să vă zic sincer, când eram la facultate... Era. Da, când eram în anul întâi la facultate. Când eram la facultate. E foarte amuzat. Na, cum mă mutasem singur, nu eram în na, cea mai bună perioadă și atunci mă îngreșasem, dacă chiar eram devenisem mai grat. Făceam sport, tot făceam acasă. La un moment dat mâncam 6 șaormi pe zi, bă. Frață, bă. 6 șaormi pe zi, și nu min. La un moment dat am avut o perioadă când dimineața eram foarte neproductiv. Vă rog să mă iertați. Da. Mă trezeam târziu și primul lucru pe care îl făceam, comandă de la Mac, Big Mac, cartofi și dădeam în fiecare dimineață cu Big Mac și cu cartofi. Eram, ce să mai bă, nu, bă, trei de zone bă eram. Sincer, în viața asta mi-aș dori să-mi fac un butic, o cafenea ceva, nu o cafenea. Și la un dat am zis că vrem să ne facem restaurant împreună. Și chiar o să ne facem, regis. Numai că nu știu cum o să numească eu. Snicks! Nu. Și Denis. Vede mai timp până atunci să avem bani. Da, sincer. Nu. Dar dacă vă abonați la videoclipul acesta, vom putea să ne facem restaurant ceva. Nu vă e foame și n-aveți bani, eu fac așa, Sima. Ori mi-au un Big Mac, ori un Big Tasty, ceva genul. Și au o gură de Big Tasty cu cartofi. Și tot așa, gen ca să umfle. Și după mai e o gură de apă să mai umfle. Și așa fintezi o zi de foame. Asta când îți iei meniul la 5 lei. Da, am un nu mai e 5 lei, 6 lei 50, bă. Cum am dat 6 lei? Da! Nu uitați să vă abonați și pe canalul mic și pe toate canalul. Doamne, dar mai vreau, dar zic că mor dacă mai simt mirosul. Mâncăm noi și ne simțim bine, dar e și un challenge, adică... Bă, e greu. Chiar încercăm. A fost partea să te simți bine, primul sandwich, primul nugget, dar după nu mai e. După nu mai e. După nu... e challenge și... Nu mai e pont. Pentru 10.000 de euro ai merge gol prin oraș? Am un prieten care ar face. Dacă aș fi gen... O, că ce? Dar 10.000 de euro. Oare cum e adevărat 10.000 de euro? Bă, 10.000 de euro, dar după când mergi pe stradă... Da, nu mai e. Uite pe ăla. Cel țin într-un oraș ca Bacău. Bă, nu mai pot, bă, mor, nici nu te văd, unde e? E bun, mă, așa tare te-o luat? Nu mai pot, ratat. Mamă, dar și mie. Și mai mic tic! Bă, ești prost. Bă, tu nu mori de la atâta pui, bă. Ai 18 nuggets-uri, ai mâncat 3 no, pui. 18 nuggets-uri, da, bă, cât pui. Bă, nu mai pui, bă, Victor, bă, Victor, wow. Bă, se duce direct, hai, că se duce în braț. Eu nu încurajez, deci noi nu încurajăm așa ceva pe bune. Nu mâncați chestii de-astea pe bune. Adică eu n-am mai mâncat de foarte mult timp și mă simțeam foarte bine. Numai că la un moment dat, când rămâi fără idei pentru videoclipuri de YouTube, aia e, trebuie să mai improvizezi. Vai, dar nu trebuie Big Mac-ul ăla e... Adi, bă, ratat, dă-i și tu cu Big Tasty, bă. Adi, bă. Adi, bă, ia uite. Mi-a dat, îți dau 500 de euro dacă mă las să mai mănânc. Doamne, dacă trec peste ziua asta, dacă deci... trec peste challenge-ul ăsta și e sănătos, nu mai fac nu mai mâncăm nicio... Doar dacă nu facem 30, 50, 60 de mii... 70, 70, 70 de mii de like-ul până. Dar știi ce merge după? Da. Deci să stăm cu burțini în sus, să ne uităm la ceva. Rata, fii atent, deschid gura cât de mare poți și fii atent cât de gura, deci fii atent. Abia scuza. Hai să văd și la mine, vrei? Eu sunt zodia leu, am gură de leu. Vrei gura? Tu ai zodia de... Nu, că mi-e rău. Bă, legit, eu cred că trebuie să mănânc nuggeturile. Deci de la asta nu pot, bă, carne de vită, nu știu ce te-am ascultat. Hai să vedem cât am și o gură de mare. Fii atent, da? Vedeți ce înseamnă o gură de leu, bă? Nu de leu, de leu, oi! Hai, de leu, oi! Fii atent, da? Mumezez buzile. Da, bă, dar tu era deja așa, bă. Hai, bă! Mai e o porție de cartofi. Mă, bă, la... Hai, măcar o porție de asta. Hai că ne reglăm conturile la final. Ești prost? Tata, mai am 4 porții, nu mai pot. Bă, tata, nu mai există. Dă-i tare, că eu mai dau. Îi dau puternic, să n-am parte. Abia acum am început, nu că... Tata, deci fii atent. M-am uitat la David Goggins și-o zis așa. Că 20%... Noi ne blocăm la 20%. Pentru că este mintea mamă care vrea să aibă grijă de tine. Dacă depășești condiția aia, ai 80%. Care încă mai poți? Tu acum poți să mai mănânci practic? Ba nu, nu ba, pot! Da. Mănâncă, mănâncă ce trebuie! Nu, că-i dau eu! Ia-o la cu gură din sos, ia un cartof și ia-o ăla. Deci dacă iau sos de la momentul ăla, nu că vomit. E cum vom avea ăla de la acțiune dramă total, așa? Nu cum vomită Giona din... Da, da, așa, vom... Deci nu că... Doamne! Și ești de bulangie, frate meu? Deci, eu când aveam COVID, mă simțeam rău. Și ce îmi spune el? Deci m-am văzut, bă, până m-am luat o zi, da? Deci, vedeți-o la, și cum să te-am întins pe patul de moarte, ziceam acolo? Spune frate meu că ce că vezi burata, bă, înseamnă că vezi sportiv, vezi, dacă merg la sală fiecare zi, merg la alergat în fiecare joi 10 km, pe mine nu mai e deloc. M-am luat așa cu cochi așa între deschiși că nu mai puteam. Bravo, bă, frate meu, îți doresc tot bine, că ești fratele meu până la urmă. El râdea acolo de mine
Și într-o zi, eu mi-am revenit a doua zi. Din mai eram așa, dacă mai aveam energie. Și stăteam întins aici și era tatu, trebuia să plece. Și spune și că, mama, mă, că-mi doare capul. Și am zis, aaaah! Și-a făcut așa. Și până la urmă, vedeți ăla că o zăcut, o avut 39,7, intram convulsii și... Băi, fii roata și pătrată, tot se întoarce ea odată. Păi, ce pot zic? Deci... Dar cum a fost cu insolația? Aaaa, dar stai să continui cu asta. O râs de mine și vrea rău. Băi, exact așa a fost. Îmi vrea rău și Dumnezeu îi dă-n zicin. Dar nu ți l-am vrut. Drept dovadă, nu ținut vreo 3-4 zile cu febră. Și erai legumă de Veneția. Da. Și știi de ce? De la prea multă muncă. Aaaa, te rupeai, băi, erai... Eu am fost cu o zi înainte la piscină. Și nu mai știu eu cum mă mai cer cu ăsta, dar nu-i cea. O zi înainte? Da, cu zi înainte, cu de-asta zi. Și cu... Aaaa, și după aia cu Albina. Ok. Deci, băi, cum le pune Dumnezeu? Băi, deci cred că Dumnezeu mi-arată că... Și cum mă mai cer cu ăsta, dar e ceartă de aia, trece la piscină. Mai arăcăm niște vorbi, mai de-astea, mai dușmănești. Mai arăcăm așa o vorbă de-asta. Până la mamă. Da, da, până la mamă. Și gen, eu trebuia să plec la piscină ziua și mi-a zis că, băi, sper să te arăți, nu poți să stai în pat, după seara. Și a spus așa, bă, Giulia, da? Și a spus, bine, ce să vezi, m-am ars o leacă, m-am ars în fire, m-a dat mama cu ce, cu smântână, nu mai știu cu ce m-a dat. Smântână, iaurt. Cu iaurt, în fire. Băi, și mi-a trecut rapid. Dar nu aveam ochii, zicea, mă, dormi, mi-am luat somn instant. A doua zi, merge ăsta la piscină. Băi, și cum merge ăsta la piscină. A fost super ok. Gen mega ok. Până când am ajuns acasă. Băi, și vin acasă. Băi, nu ars. Deci eram ca soarele, unul la mână, doi la mână, pe mine mă lasă și cu febră. Asta v-am zis acum. Atenție! Mă ungeam ăta cu oțet sau... Vai. Băi, și-o luat tare, bă, câteva zile nu mai putea să doarmă. Dormea așa pe parte că răsura și fața rău, și tot. Rău, bă, rău. Da, deci eu am o foarte mare problemă. Nu-mi plac cremele, frate, nu-mi plac uleiurile, nu pot să... Nu-mi place, frate, să simt miros de cremă sau să mă dau cu ceva, nu știu, nu, sunt foarte pudică. Nu, eu pot. În sensul ăsta, nu știu, nu-mi place, frate, să miros a ceva sau a cremă, să mă dau cu cremă sau cu ulei. Cu și cremă dacă de... faci bun la masaj, bă. Da, bă, cu ulei, da. Și mă, îți dai seama că mă enervează foarte tare. Și când m-am dus la kineto la ăsta, știi așa? Te dă coleacă, bă, nici măcar te dă coleacă, dar bă, mie mi se strânge pielea pe spate. Și când trebuie să mă dau cu iaurt sau cu oțet, bă, nu mai zic nimic, bă. Hai să trecem la aia cu Albina. Cu Albina? Da. Bă, acum da, doreai și un pic. Aia cea mai efectiv, cea mai ciudată. Bă, deci mă jur pe... Bă, eram la mătușii mea cu fratele meu și am mers cu câine și am zis, bă, hai să mergem până în pădure. Bă, și cum am mers până în pădure, e mai mult drumul gen până în pădure. Și cum eram pe dar, era o Albină. Și a spus, ratat, vino la cașută, mă. Și ce-o făcut ratatul? Nimica. Bă, și m-a țipat Albina aia, deci efectiv ratatul îi dădea așa, îi dădea așa să plece Albina și o vin la mine. Bă, și m-a țipat aici pe gât. Bă, exact, exact aici pe gât, bă. Exact în punctul ăla l-a țipat Albina. Deci exact în punctul ăla. Bun, o trecut după, își bătea joc din mine, după că... Bă, ratat Albina! Bă, și fugeam, bă, zice-mă, că m-a țipat, mama Albina, bă. Era regina albii de lor. Pe mine m-a țipat. O fost... M-a țipat mama lui regina. După 2 ani, vă dau cuvântul meu de om. 2 ani, în aceeași zi, în același loc, bă. Stai o dacă, în același loc pe gât l-a țipat și în același loc pe deal, la câțiva metri distanță, la deci, 3 metri. O fost regina cea mai ciudată chestie, frate. Cea mai ciudată chestie. Exact în același loc, exact în aceeași zi și exact în același punct. Stai seama cum a fost. Dar gândiți-vă că noi nu știam că e în aceeași zi. După da, ce m-a țipat, am zis, mamă, bă, mai țin minte că m-a țipat, am zis, ia hai să dau pe story, ori pe arhivă, să văd că m-a țipat și mi-apare acolo un display. Și mi-apare că mi-am țipat de albine și am zis, bă, ești prost. Bă, povestește, mă duc să aduc cu șervețele. Da. Și ce să vedeți, pe mine că m-a țipat, zis, bă, uite, taci și îmi dor acolo, ok, ok. Deci Dumnezeu chiar încearcă să-mi spună ceva, fraților. Încearcă să-mi spună, băi, nu mai râde de alții. Stai să zic că râde de mine când am bani. Nu râde de tine, când ai bani, râde de tine când o să ajung să lucrez la compania aia. Își bate mereu joc de mine că o să lucrez la profi și când o să vină la mine o să-mi dea bacșiș și o să-mi spună. Nu, n-am zis așa, am zis că pur și simplu eu o să mă duc și o să am de la mare, dar nu de la normal, de la de marfă, știi, cum e la selgură. Da. Și o să-l am plin și pur și simplu o să pun toate alea și o să stau așa și când o să ridic capul, o să vin frate și zic, Denis? Ce faci, bă? Bă, ești nebun, ce faci, bă, frate? Mă, te-am mai văzut de mult. Să vă spun o chestie. Eu vorbeam acum, de fiecare dată când am avut nevoie de ajutorul ăsta. Nu. Ba da, bă, de fiecare dată, mă jur să mor eu de nou. Nu. Când aveam nevoie de ajutorul lui și îl sunam, bă, nu răspundea, bă. Eu sunam de două ori. Îi trimitea mesaje, răspundea după 4 zile, bă. Orice. Și eu am spus mama, mama, să fie cu iertare, dacă vine unul acum și îmi pune un pistol la cap și îmi spune că nu mă împușcă, dacă sunt pe cineva și nu mă răspunde, ăla-i frate meu. Nu, mai, bogat, nu. Să rog pentru oasă. Bă! Ștefan! Rada, nu mă interesează, vorbim și-i dai ușor. Știi ce merge acum? Un somnic, bă.
Bă, legit. Doamne, ce-am dormit azi, mă, ar merge cam tare. Tu știi ce chestii ciudate am visat, bă? Bă, rata, nu mă interesează. Bă, dar vrei să mergi la spital, ești prost? Ai terminat ăla? Ai puțin aici. Aaa, ce l-o palmat. Da, păi dacă termin tot ăsta, nu mă opresc, până nu termin nuggets-urile astea. Poate să fie ce-o vei. Bă, ce gustare! I-am băgat și cartofi. Ai cu 5 ani de experiență de mâncat mai mult decât mine. Da, bă, dar vreau. Vine și eu peste 5 ani cu voi mânca. Sărat pentru noastră, doamne. Bă, nu să rămână. Sărut mănuștițile și ce e sub. Bă, 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 am băgat 18 nuggets. Bine, mai am 18 nuggets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuggets-uri, bă. 9, am fost cam tare. Deci eu aș putea să mă opresc acum, dar vreau să... să iau avantaj ca lumea. Dar uite ce proști suntem, bă. Bă, și știi ce am zis în mașină? Bă, oare o să ajungă sosurile? Lasă, bă! Nu, deci numărul ăla, cât e... Dumnezeu! 15 sosuri, bă! 15 sosuri! Adică 30 de numai pe sosuri, pe lumea. Haide, bă, vecini! Nu mai ratat ăsta e... Nu mai pobă, e mort, gata. Cred că e filmarea asta de 40 minute. Nu mai, de nu culegi. Adică bine aș mai putea, dar... Rata, dacă poți, mai trebuie... Nu mai, nu mai! David Goggins a zis că nu poți. Ai zis că poți. Ai mâncat acum, de exemplu... N-aș mânca... N-aș mânca nimic. Nimic la nu mai mănânc. Dă-mi caviar! Să-mi dai placat cu aur, să-mi dai... Bă, rata, pentru... În momentul ăsta, pentru 500 de mii de euro, acum talpa aici, ți-i pun pe masă. Ai mâncat nuggets-urile alea? 500 de mii de euro? Da. Le mănânc. Prozațile... Ești prea, știi cum le mănânc? Bă, mai fac loc în stomac, vomit, mănânc, vomit. Nu, dar pentru 5.000, bă, 5.000. Nu, dar pentru 100.000 chiar aș hali tot. Adică, bă, 100.000 ești prost. Aș băga până 2.000 de euro ai face asta. Un bag și-l nas și-l urechi, peste tot. Eu am 9 nuggets-uri, am 10 și unul atâta. Ai 10 nuggets-uri, eu mai am 3. Mai am 9 nuggets-uri și tu mai ai 3. Ai 3 ori mai mult decât mine și aș mânca un de ăsta. Adică mai aveam jumate. Și am mai mâncat și cartofi. Și am mâncat un de ăsta întreg. Da, bă, dar eu am mâncat și cartofi o grămadă. De ce am mâncat cartofi? Unde, mă, nu vezi că tot la mine? Unde, mă, uite-te, mă, pe filmare! Mă, chiar o să mă văd, deci, practic trebuie să-mi dai, cum a făcut ăia, 10.000 de lei. Apa după o mâncare, da, bună, mergi. Apa o leacă rece, bă, ești, bă, prost. Mergi senzațional, dar te umflă după. Lasă-mă, dar, se... da, alea 10 secunde, când bea, apă, te bucuri. Uai, este ce trebuie. Trebuie să ne cântărim bă înainte să ghii. Vă-leu! Ia, hai. Hai, adu camera. Aoleu! Nu mai pot, bă, am febră la abdomen. Trebuie să merg așa, că am cocoșatul din Notre Dame. Nu mai pot, trebuie să merg, am plecat. Nu mai pot să respir. Trebuie să fac point of view. Ia, haideți, fraților, să vedem cât avem. Bă, ești prost, ratat, aveam 7. Uite cât am, bă, ești nebun la cap. Aveam 7, aveam, nu zic, aveam 7 și 4. Aveam 7. Am prost, am uitat, ia. 67. Nu, mă uite eu pe cap. 64 aveam. Ia. Hai, 69 acum. Păi de la 67 la 69. Păi, rata, gândește, jumătate de kill numai din apă, bă. Bă, sugerez să vă abonați și pe canalul nostru de YouTube, Ratații, pentru că am postat și acolo și ar fi foarte frumos din partea voastră. Și la canalul fratele meu, și la canalul meu de gaming. Să ne urmăriți pe Instagram pentru că avem cam prea multe rețele de socializare. Ce să vă mai zic? Eu nu mai zic nimic, că mor, că nu mai pot stau drept, să-mi dă fac o coașă. Deci am făcut faceți sporul și râdeți cât mai, cât mai bun. Să zic că tu zici să bea apă și să facă sport după ce ai mâncat 7 kg de la Mac și... Da, ar trebui să nu mai zic. Cel puțin la episodul ăsta chiar nu pot să zic. Noi v-am pupat! Pa, bă!